Peste 900 de pachete cu produse igienico-sanitare au ajuns în drobeta Turnu Severin. Acestea vor fi oferite persoanelor cu posibilități reduse din orașul nostru. Severinenii care sunt incluși în acest program sunt așteptați la sala polivalentă pentru a-și ridica produsele. Până în acest moment au fost distribuite peste 200 de pachete. Cea de-a doua tranșă a pachetelor igienico-sanitare a ajuns în drobeta Turnu Severin. Destinate persoanelor fără posibilități materiale, aceste pachete conțin mai multe produse de îngrijire personală, precum pasta de dinți, șampon sau detergent. Pasta de dinți, șampon sau detergent sunt doar câteva din produsele igienico-sanitare care au ajuns în drobeta Turnu Severin. Acestea au fost oferite cu sprijinul Uniunii Europene pentru persoanele fără posibilități materiale. Prin programul operațional pentru ajutorarea persoanelor defavorizate în drobeta Turnu Severin au ajuns peste 900 de pachete cu produse igienico-sanitare. Am primit un număr de 974 de pachete de igienă, produse de igienă, iar până la această dată s-au distribuit 209 cutii, 209 pachete. Care sunt condițiile în care beneficiarii primesc? Deci, principalele categorii de beneficiari sunt cei care, familiile și persoana singură care beneficiază de ajutor social și familiile care beneficiază de susținere, de alocație pentru susținerea familiei. Până în acest moment au fost distribuite 209 pachete. Severinenii care sunt incluși în acest program sunt așteptați la sala polivalentă pentru a-și ridica pachetele.